Tragedie pe o șosea din județul Hunedoara. Un om a murit și alții 23 se zbat pe un pat de spital după ce autocarul care îi aducea din Spania s-a răsturnat într-un șanț. Din primele informații, reiese că șoferul mașinii ar fi călcat prea tare pedala de accelerație, fără să țină cont de faptul că era noapte și răspundea de 72 de vieți. Conducătorul autocarului ar fi pierdut control asupra direcției vehiculului pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de carosabil umed. Acesta a părăsit așadar partea carosabilă și s-a răsturnat. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție din cauza numărului mare de victime. Traficul în zonă a fost blocat 10 de minute. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.